Bună dimineața! Dăm în acest moment startul celei de-a 16-a ediții a concursului național de matematică Teodor Topan. Este un concurs care face cinste orașului nostru, județului nostru și, bineînțeles, acestei școli în care domnul profesor de matematică Teodor Topan a fost profesor. Și pentru că ați răspuns atât de prompt invitației noastre, nouă ne face o mare bucurie și ne dă în același timp speranța că sunt atât de mulți tineri frumoși și inteligenți cărora le ies socotelii. Dacă aș folosi un limbaj metaforic, deoarece domnul profesor Teodor Topan a fost poet, a avut 3 cărți de poezii, 3 cărți publicate, a spune că ați adus primăvara astăzi aici. Și pentru că una dintre cărțile dumnealui se numește Triunghiul cu stele, eu vă urez ca, vă doresc succes și vă urez ca astăzi să fiți, să vă demonstrați vouă că sunteți cei mai buni. Acest concurs a luat naștere în urmă cu, nu cu 16 ani, este a 16-a ediție, scădem pandemia, și în 2007, în anul 2007, domnul primar de atunci, Septimiu Cătălin Țurcaș, a fost cel care a avut această inițiativă de a ridica matematica la, de a duce matematica într-o competiție în care minți tinere să se întreacă și de a aduce acest concurs în urbea noastră, fa pentru care, spunem noi, Șimleul este pe harta matematicii. Așa cum v-ați obișnuit, în fiecare an sunt aproape 300 de participanți, în acest an sunt 294 de participanți din 8 județe ale țării, din Galați, Hunedoara, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Maramureș, Mureș, Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, bineînțeles, și am uitat pe cineva și din București am participat. Îmi face o deosebită plăcere să pe domnul Septimiu Cătălin Țurcaș, de l-am prezentat, îl cunoașteți, așa cum am spus, este cel care a pus bazele acestui concurs. Domnul inspector general, doctor în matematică Vasile Bulgărean, este cel care susține acest concurs nu numai prin pasiunea pe care o împărtășiți cu toții pentru matematică, ci și prin aceea că dă greutate oricărei competiții care aduce în față tineri valoroși. Și mă opresc cu prezentările, adică nu mă opresc, domnul viceprimar al orașului, domnul Marcos Min, și mă voi opri cu prezentarea mea la inima acestui concurs, fostul elev al școlii noastre, George Țurcaș, Cătălin George Țurcaș, cel care este inima și motorul acestui concurs, prilej pentru care îți mulțumesc, Cătălin, pentru ceea ce faci. Actualmente, pe Cătălin îl veți găsi la Facultatea Babeș-Bolyai atunci când deschid studenții acolo. Te rog, Cătălin, să preiei oficiile, să faci în continuare oficiile de gazdă. Mulțumesc și, în primul rând, bine ați venit la Șimleu. Mă bucur foarte mult să recunosc atâtea fețe familiare din atâtea județe pe care v-am mai văzut, fie pe la concursuri, fie pe la diverse pregătiri. Bine ați venit în orașul nostru. O să continui prezentările, să vi prezint pe cei care vă dau de lucru astăzi. Pentru gimnaziu deja cred că ne-am obișnuit cu domnul conferențiar
Dorel Miteț de la Universitatea de Vest din Timișoara și domnul lector Andrei Ecșten de la Politehnică din Timișoara. Deci, dânsii v-au făcut problemele la gimnaziu. Iar la liceu, la liceu coordonat de domnul profesor Dorin Andrica, am fost o echipă formată din, o să iau în ordinea în care sunt în fața dumneavoastră, Robert Rogozan, student la Universitatea din București, un fost olimpic și cu ocazia aceasta, cu ocazia asta reiterez că olimpicii de clasa 12, în momentul în care terminați liceul și vă doriți să faceți parte din lumea asta a concursului, vă rog să vă exprimați interesul. Noi vă așteptăm alături de noi, de partea cealaltă a baricadei și ne bucurăm de fiecare dată când vine cineva la concursul ăsta și la alte concursuri în care suntem implicați. Da? Bogdan Plaga, de la King's College din Londra, la fel fost olimpic. Da? Și Robert Pop, fost olimpic și actualmente masteran la Universitatea Babeș-Bolyai. Da, sperăm că o să vă placă problemele pe care le-am ales pentru voi. Nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc profesorilor și părinților voștri pentru efortul pe care îl fac zi de zi în a vă pregăti și pentru faptul că și-au răpit din timpul lor liber să vă aduc aici. Și în final o să spun câteva chestii practice în ceea ce privește proba. Pentru cei mai mici, clasele 5-6, proba de concurs o să dureze 2 ore, o să aveți 3 probleme. Iar pentru cei mai mari, de la clasa 7 până la clasa 12, proba o să dureze 3 ore și o să aveți 4 probleme. În prima oră puteți să puneți întrebări legate de enunț. Dacă aveți o astfel de întrebare și noi n-am ajuns încă prin clasele voastre, că noi o să ne plimbăm prin clase, să întrebăm dacă există astfel de întrebări. Dacă n-am ajuns în clasa voastră, să ridicați mâna și să spuneți unui supraveghetor că aveți o întrebare legată de enunț. Atunci noi vom veni să vă lămurim această întrebare. Iar apoi încă un element de noutate în ceea ce privește premierea. O să se acorde medalii pe sistemul de la Olimpiada Națională de Matematică. Cei care ați mai fost, știți deja sistemul. Cu alte cuvinte, aproape jumătate dintre participanții de la fiecare clasă o să obțină o medalie. Da? Se acordă în mod procentual. Deci, vor fi premiile 1, 2 și 3, 3 persoane, mențiunile 1, 2 și 3, alte 3 persoane. Iar, de exemplu, la clasa 5, unde sunt 60 și ceva de participanți, dacă punctajele sunt decente, și sperăm că vor fi, atunci vor fi undeva la 30 de medalii. Da? Primele medalii de aur, argint și bronz, în proporție de 1, 2, 3. Afișarea rezultatelor se face pe site-ul nostru, teodortopan.wordpress.com, și ne așteptăm ca undeva în apropierea premierii. Da? Ne grăbim și încercăm să corectăm și bine și să punem rezultatele pe timp. Premierea va avea loc ca fiecare an la Casa de Cultură. Vă recomandăm să rămâneți pentru că până la finalul acestui concurs care are un mod original de a se desfășura, în sensul în care premierea se face în aceea zi și pentru că premiile sunt consistente, ar fi păcat să ratați acest moment. În calitate de gazdă, dau cuvântul domnului Septimiu Cătălin Țurcaș, așa cum v-a spus, cel care a pus primele cifre pe linia acestui concurs, în această ecuație care se numește Concursul Național Sovietic. Vă mulțumesc. În primul rând vă spun tuturor bine ați venit în Șinelul Silvaniei sau bine ați revenit pentru cei care ați fost și în anii anteriori. Bucuria mea cea mai mare este aceasta, că văd fețe, așa cum spunea și Cătălin, revăd fețe, înseamnă că acest concurs este interesant și frumos în același timp. Zâmbeam, întrebam pe doamna directoare, îmi aminteam exact anul 2007, cel mai frumos lucru pentru mine la prima ediție era că nu aveam 40 de ani, aveam 30 și ceva de ani, adică
39, Chirica 39, anii au trecut, foarte mulți participanți, îi văd oameni realizați în matematică, în același timp. Am văzut astăzi și un elev care este în locul României, Matau la Bacaniadă, este în Șimleu și mulțumesc că a revenit aici, am amintesc și de el că la prima ediție, când era clasa 5-a, la puntaj maxim. Eu vă doresc tuturor mult succes astăzi și mult succes în tot ceea ce doriți. Să știți că, adică cred că sunteți conștienți de faptul că matematica vă ajută să aveți o minte sănătoasă și vă ajută în tot ceea ce veți face voi în drumul vostru, în viață. Mulțumesc în același timp, nu în ultimul rând, domnilor profesori care fac un sacrificiu în fiecare an și mă gândesc că vin cu plăcere aici, pentru că dacă nu le-am place și eu, probabil că n-ar mai face acest sacrificiu de veni an de an din Timișoara, din Cluj și până și în Sălbatic. Succes tuturor! Dau cuvântul domnului inspector general Vasile Bulgărean, doctor în matematică, pentru că pasiunea pentru matematică este molipsitoare de la stânga la dreapta până la Robert, care a fost concurent și participant la concursul Teodor Topan. Domnule inspector general, vă rog să le adresați acestor tineri cuvintele de încurajare, nu soluțiile pentru rezolvarea dilemei cu care se confruntă azi. Va fi frumos la Șimleu sau nu? Doamna directoare, domnilor profesori, dragi elevi, sigur, este o mare bucurie, spunea și domnul Țurcaș, să vedem atâți elevi dornici în, aș spune eu, în ultima săptămână înainte de sărbătorile de iarnă, dornici să accepte provocările domnilor profesori pentru problemele care dânșii le-au propus în, poate într-o după masă și o noapte și pe voi vă pune să le rezolvați în două ore. Dar am convingerea că, citind atent, atenți, enunțurile, veți trimite soluțiile spre medalile de aur. Eu cred că toți cei prezenți aici sunteți câștigători. Sigur că va exista un vot, dar, din partea noastră, a inspectoratului școlar, felicit pe toți participanții, le urez să aibă astăzi acea sclipire pentru probleme, iar în perioada care urmează, sărbătorile de iarnă, să le petreceți alături de familiile voastre, să vă bucurați de toate rezultatele de peste an și să duceți clasa colindelor spre localități, spre zona de unde ar veni. Și aș, înainte de încheiere, pentru că urmează și domnul viceprimar, aș propune implicare mai mare a comunității locale, astfel încât poate să participe mult mai mult. Sigur că lansez în același timp spre organizator, dacă ne apropiem de 18 ani, un majorat al concursului, și dacă vrem să-l facem și mai puternic acest concurs, vă invit ca și locație zală. Vă invit pentru că am avea o altă putere să ducem acest concurs spre ceea ce și-a meritat, ceea ce și-a câștigat unde, la nivel național, pentru că toți care urmărim aparițiile, vedem că sunt probleme în diferite culegeri de la acest concurs. Domnule viceprimar, dacă nu vă faceți treaba foarte bine, noi vom face toate demersurile ca la 18 ani când poți să plece să vină pe noi. Succes, dragi! Mulțumesc! Răspunsul dumneavoastră, domnule primar, sau viceprimar. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la Șimleu. Bine ați revenit la Șimleu la ediția 16-a concursului de matematică Teodor Topan. Nu o să facem astăzi o analiză la ce spunea domnul inspector general,
Însă vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că acest concurs puțin câte puțin crește de la an la an. Și anul acesta, așa cum spunea Cătălina, aduce noutăți în sistemul de premiere. Adică vor fi mai multe premii pe fiecare categorie, pe fiecare clasă, să zic așa. Așadar, minte limpede pentru voi toți, pentru că este foarte important. Ce vreau să vă mai spun este că le mulțumesc domnilor profesori care și-au luat din timpul lor liber să fie și în acest an alături de noi. Le mulțumesc foarte mult și vouă, dragi participanți, nu pot să vă spun decât că succes și minte foarte limpede pentru rezolvarea subiectelor care o să vi se pună în față. Succes tuturor! Vă mulțumesc foarte mult! Ceea ce ține de organizare sau de schimbările pe care le-a adus acest concurs a fost deja punctat și comunicat. În minutele următoare vă veți îndrepta spre sălile de clasă. După terminarea concursului puteți ieși în oraș să petreceți, să cunoașteți micul nostru orășel, să petreceți câteva ore aici, astfel încât în jurul orei 5 să participați cu toții la festivitatea de premiere. Acolo veți primi și aplauze. Domnul profesor Teodor Topan, cel care a dat numele acestui concurs, a fost și poet, așa cum a spus, una dintre cărți a fost deja amintită, o alta se numește Parabole de Luna, deci toate au un element și din matematică și transpus, bineînțeles, în limba stilistic. Am pomenit de cartea Triunghiul cu stele. Eu, în calitate de gazdă, nu pot decât să mă declar extrem de fericită că astăzi am aici o întreagă constelație. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți, pentru acest concurs, pentru felul în care, Cătălin, ai făcut să crească acest concurs în memoria profesorului tău. Orice profesor și-ar dori astfel de ele. Eu vă felicit, vă urez mult succes și să ne revedem la festivitatea de premiere învingători. Mult succes! Succes tuturor!